Salutare, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit! Astăzi vom gusta din fructul de cacao și vom pune la încolțit semințele acestuia. La fructul de cacao se consumă pulpa, care îmbracă sâmburii și sâmburii, bineînțeles, dacă vă place gustul lor în stare proaspătă. Pomul de cacao, Theobroma cacao, Food of the Gods, care se traduce prin mâncarea zeilor. Fructul de cacao este nativ din pădurile amazoniene, dar se găsește în toate zonele tropicale. În perioada faraonilor, cacao era folosit preparând o băutură revitalizantă, care se compunea din făina de porumb, adică mălaiul, și făina din boabele de cacao, la care se adăuga destul de mult ardei iute măcinat. Aceasta era băutura revitalizantă, dar era considerată și un medicament foarte bun pentru încetinirea îmbătrânirii. Astăzi, cei mai mari producători de ciocolată nu au nativ acest pom de cacao și importă boabele de cacao la un preț foarte mic din țările sărace africane. Putem desface fructul de cacao prin spargerea învelișului exterior sau prin tăierea acestuia cu un cuțit mai mare sau o macetă, cum este prezentat în aceste imagini. Fructele de cacao cresc direct pe trunchiul pomului și schimbă culoarea în galben sau brun în funcție de soi, știind în acest caz când trebuie recoltate. Fructul, după cum am văzut, se poate sparge sau tăia în mai multe feluri. Noi îl vom desface longitudinal pentru a-l prezenta mai bine. El prezintă niște adâncituri, niște striații. Vom tăia printre acestea. Striații. Învelișul fructului este destul de tare și, cum se vede pe cuțit, secretă un latex care apără conținutul de insecte și păsări. Acest latex este un repelent natural împotriva dăunătorilor și este folosit sau era folosit de arborigeni în trecut. Boabele de cacao se pot mânca împreună cu pulpa, după gust, pulpa fiind dulce acrișoară și plină de nutrienți. Pentru crearea ciocolății trebuie să treacă printr-un proces specific. Se lasă la fermentat boabele împreună cu pulpa, după care acestea sunt uscate și se macină, rezultând praful de cacao din care se face ciocolata. Ciocolata din comerț este plină de aditivi și zahăr, după cum știți. Boabele de ciocolată sunt bune în stare proaspătă sau uscată pentru sistemul nervos, pentru circulația sângelui, pentru inimă și multe alte afecțiuni pe care le poate trata în mod miraculos.
Babele de cacao au o cantitate foarte mare de antioxidant, ceea ce îl face o armă de temut împotriva celulelor cancerigene. Babele sunt de culoare maro deschis, când sunt proaspete și se pot închide la culoare după uscare. Boabele arată ca un chihlimbar, parcă sunt niște pietre prețioase cu gust delicios de ciocolată. La revedere, prieteni, să ne auzim cu bine, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!